soare. Dar nu-i ca dorul arzătoare, că dorul înge să vom continua voiajul nostru cultural și le rog pe doamnele învățătoare să îi pregătească pe copilași care vor recita în curând. De-aș avea și eu o floare, mândră, dulce, răpitoare, ca și florile din mai, fiice dulce acestui plai. Aceasta este poezia cu care a debutat Mihai Eminescu la numai 16 ani în revista ardeleană Familia. Și pentru că vorbim de debuturi, îi invit pe cei de la maternel și pe copiii de la clasa 1 să ne recite o poezie duioasă, o poezie gingașă, pe care, iată, filozoful, jurnalistul Eminescu, omul de cultură monumentală, a migălit versuri pentru un cântec de leagăn. Iar noi aici, la Școala Junimea, încercăm să le redăm copiilor amintirile noastre copilărești. Să învățăm poezii din copilăria noastră, să știe ce înseamnă un poet național, să știe ce înseamnă Grigore Vieru, să știe ce înseamnă Brâncuș, Enescu și alți oameni de cultură. Mulțumim, copii, că ați făcut eforturi. Copiii noștri știu și alte poezii. Și cu această ocazie vă rog să vă notați în agendă data de 24 februarie, tot la ora 2, într-o altă sală mult mai mare, unde vom avea spectacolul Dor de primăvară. Vom sărbători mărțișorul, ziua mamei și, bineînțeles, toate tradițiile de primăvară, cum ar fi dragobete și altele. Atunci veți avea parte și de dansuri. Pregătiți-vă, pentru că vă vom invita la dans, iar copiii noștri vor pregăti o sărbare de toată frumusețea și atunci vom avea și mărțișoare, vom sărbători primăvara în miez de iarnă canadiană. Nu-i nimic, tradițiile noastre trebuie duse la mai departe, mai ales că ele sunt presărate cu mult optimism și veselie. Copii, scena vă aparține. Mulțumesc doamnelor învățătoare! Vreau să le prezint zâna învățătoare de la clasa a doua, doamna Nelly Samoil, zâna învățătoare de la clasa a întâi, doamna Larisa Casian, și doamna Adriana, care lipsește astăzi, a avut febră de dimineață și pentru că vine la copii mici, e teamă să nu aibă ceva care să transmită, deci a preferat să țină legătura la distanță și acum e pe mesaj cu mine, cum sunt copilașii, cum sunt, dacă totul e pregătit, dacă e totul bine, e aici cu sufletul alături de noi. Mulțumim și aici aveți o parte din copilașii noștri, da? Care, iată, îi lăsăm să vă recite o poezie duioasă ca și ei, de altfel. Noapte bună, rizoarele suspină, pe când norul nu tace, dorm și florile-n grădină, dorm în pace. Somnuloase păsărele, spre vârful se adună, se ascund murele. Noapte bună!
spectacol pe 24 februarie la ora 2, într-o altă sală mult mai mare, vom avea Dor de Primăvară, un spectacol cu tradiții, cu copii zglobii, cu mărțișoare, cu dansuri și cu alte surprize pe care în acest eveniment anual vi le rezervăm, pentru ca să vă aducem primăvară în suflet.